Noi am cerut în mod expres statul să fie pregătit în a susține aceste sisteme centralizate de funcționare pe perioada iernii 2023-2024 cu alocarea unor resurse financiare. Am reiterat modelul de anul trecut cu susținerea facturilor pe combustibil cu 50% și am reiterat faptul că va trebui ca această repartiție a fondurilor să fie echitabilă și pe specificul fiecărei comunități și funcție de potențialul financiar a fiecărei comunități, dar și funcție de numărul locuitorilor din fiecare comunitate. Dar vestea bună este că s-a aprobat ordonanța de urgență privind posibilitatea de a se împrumuta autoritățile publice locale pentru susținerea sistemului de termoficare în iarna care urmează, lucru care n-a mai fost posibil, cred că, de vreo 20 de ani, sau de a garanta pentru operatorii solvabili aceste împrumuturi. La noi acest lucru nu poate fi, să spunem, interpretat, pentru că noi suntem și unitatea care ar fi garantat, dar și unitatea care operează, prin urmare suntem doi în unu și ne este mult mai ușor să abordăm acest subiect.